Neața Clan, astăzi pregătim putregaiul ăsta de ITP, că dacă îi dau un alt fac motor Euro 7. Deci am luat aici câteva lucruri, filtrul de aer, deși teoretic nu trebuia, dar trăim în România. Am niște becuri să le locuiesc pe cele cu LED, mai ales astea de semnalizare, astea nu știu de ce, dar costă 20 de lei un bec. Aici grile pentru farurile de ceață și am și semnalizări noi, o să vă arăt imediat de ce. No, bun, și o să începem cu ceva simplu, becurile de marșalier și cele de la farurile de ceasă. Deci o să luăm astea. Cel de marșalier e destul de ușor de schimbat. Trebuie doar să scoatem capacul ăsta, rotim ăsta aici și avem becul de marșalier. No, bun, și tot ce trebuie să facem este să îl rotim și să îl scoatem. Și să îl punem pe cel vechi cu halogen. Apoi punem capacul. Și teoretic nu trebuie să fac asta pentru că lampa de ceață deja este pe halogen, dar dacă tot am luat două becuri, am zis să le schimb pe amândouă. Deci, o să punem ăsta aici. Perfect. No, bun, la becurile de la număr e destul de simplu, avem nevoie de o șurubelniță dreaptă să scoatem ăsta de aici și aici avem vechiul bec LED pe care o să-l înlocuim cu un bec nou cu halogen. No, bun, apoi pur și simplu băgăm asta la loc. Și evident procesul e similar la celălalt, pur și simplu scoatem asta, scoatem becul LED și punem unul cu halogen. Apoi împingem ăsta la loc și cam aia e. No, bun, iar acum să trecem la lucruri un pic mai complicate. O să schimb grila și o să schimb și semnalizarea și o să vă arăt imediat de ce. No, bun, ca să scoatem grila e destul de simplu. Avem un șurub în cruce chiar acolo. No, bun, și apoi pur și simplu tragem de ea. Să avem grijă să nu pierdem șurubul. Și asta e un pic cam ruptă, deci o să pot să o arunc. Iar pentru semnalizare, nu știu cât de bine se vede, dar avem chiar aici alt șurub în cruce pe care trebuie să-l scoatem. No, bun, l-am slăbit destul cât să scot asta. Apoi vom roti asta și motivul pentru care îl schimb e pentru că, după cum se vede, am LED-uri, iar celor de la RAR și de la ITP nu prea le plac LED-urile. Și ca să încapă LED-ul, o trebuie să lărgesc un pic această gaură cu șmirghelul. Deci, da. No, bun, pentru semnalizarea nouă va trebui întâi să scoatem plasticul ăsta fără să-l rupem de preferat. No, bun, asta e semnalizarea veche, s-o punem deoparte. O să o luăm pe cea nouă și vom pune plasticul acesta înapoi până face click. No, bun, arată destul de ok. Apoi vom lua unul dintre becurile cu halogen. Și o să-l punem aici. Având grijă să îl rotim. Perfect. Acum vom pune din nou această bucată de plastic, cum vreți să-i spuneți. Ok. O trebuie de fapt să scot șurubul, pentru că aici asta era, prinderea asta era ruptă și de aia puteam să o scot ușor. Dar acum vom pune asta la loc și vom pune șurubul cum trebuie. No, bun, perfect. Și odată cu grila am decis să schimb și becul de la farul de ceață, pentru că
Îmi tot dădea eroare câteodată, deși becul mergea. Pentru ăsta de ceas avem 3 imbusuri pe care le vom desface acum. No, bun, apoi tot ansamblul ăsta este cu totul și vom roti această piesă și avem aici becul de ceață. No, bun, au luat becuri galbene, dar cum spuneam, îmi dă eroare, mai nou, așa că le voi schimba. Și pentru Passat B6, pentru proiectoarele de Europa, avem nevoie de becuri HB4. No, bun, perfect. Și să punem șuruburile. No, bun. Și acum că am strâns toate astea, tot ce mai este de făcut este să montăm grila. No, bun, și avem aici un locaș unde trebuie să intre. Și evident avem șurubul. No, bun, și acum punem șurubul în același loc de unde l-am scos. De preferabil. No, bun, și cam asta e rezultatul final. Da, ce e drept, este un downgrade, dar ca să iau ITP-ul și să nu am probleme în altă țară cu mașina, a trebuit să fac și pe asta. No, bun, iar acum voi face la fel în partea asta, nu are rost să vă arăt, este exact același lucru. Iar pentru filtru de aer am deja tutorial, deci nu mai nevoie, motivul pentru care l-am luat original, pentru că eram curios unde e făcut, și Bosnia-Herțegovina, la fel ca Celman. Deci, cam asta ar fi una dintre glume, ne vedem data viitoare.